România își crește prezența pe piața internațională a exporturilor de carne. Se pare că ovinele au devenit noul punct de atracție pentru țările din Occident și nu numai. Fermierii au reușit să valorifice o oportunitate economică majoră, primind și sprijind considerabil din partea statului. România își întărește prezența pe piața internațională a exporturilor de carne. Fermierii au reușit să valorifice o oportunitate economică majoră. În ultimii ani, România a devenit un jucător important pe piața exporturilor de ovine. lor milioane de capete de ovine sunt exportate în fiecare an către diverse țări, precum Arabia Saudită, Liban, Israel, Libia și Cuveit. Tendința a fost accentuată în urma schimbărilor climatice, care au afectat grav capacitatea altor țări de a crește animale. 2024 a marcat un record pentru pentru exporturile românești de carne de oaie, iar fermierii români au reușit să ajungă și în Maroc, Algeria și Turcia, asta reprezentând o expansiune semnificativă și o oportunitate majoră pentru sectorul agricol românesc. Prețul kilogramului de oaie în viu a crescut cu 40% față de anii precedenți, ceea ce a oferit fermierilor români o motivație suplimentară pentru a se concentra pe creșterea ovinelor. Această majorare de preț combinată cu cererea internațională ridicată a făcut din creșterea ovinelor o afacere extrem de profitabilă. Totodată, Odată pe lângă succesul major pe piața internațională, fermierii români care cresc ovine beneficiază de subvenții substanțiale din partea statului. Potrivit agenției de plăci intervenție pentru agricultură, valoarea subvenției pe cap de oaie este de 20 de euro, cu un cuantum minim de 12,54 de euro și un cuantum maxim de 24 de euro per animal. Aceste subvenții sunt esențiale pentru susținerea fermierilor, dar și pentru a asigura competitivitatea acestora pe piața internațională. Relatează România TV. it